Comisarii Gărzii Financiare Sibiu au interceptat vineri un transport ilegal. Un tir încărcat cu peste 700 de porci trebuia să ajungă la o firmă din Sibiu, care s-a dovedit a fi fictivă. Animalele au fost confiscate. Garda financiară verifica transporturile intracomunitare atunci când a interpelat acest transport ilegal. Cei 720 de porci confiscați au fost lăsați în custodia unei ferme din comuna Păuca. S-a identificat un transport ilegal, conține 720 de purcei în viu, care urmau să ajungă la o societate de tip fantomă și ulterior să fie comercializați ilegal pe piața neagră. Marfa confiscată va fi valorificată în următoarele săptămâni.